Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de podcast La un ceai, alături de mine, Oana Casapu. O am în această seară invitată, o invitată specială, mi-e și prietenă de ceva timp. Psiholog, clinician, specialist și psihoterapeut, Monica Poștinaru. Bună, Oana, mulțumesc pentru invitație. Sper să aducem în emisiunea din seara aceasta informații utile și să iese așa cum tu ți-ai propus, că e podcastul tău. Așa este. Sunt sigură că o să avem de învățat câte ceva de la tine. Prin puținele întrebări pe care le-am pregătite pentru tine. Sunt curioasă, de când practici psihologia și unde profesezi? Psihologia o practic din 2008, da. Când m-am angajat în cadrul DGASPC ca psiholog clinician, unde am lucrat în mai multe servicii, centre de copii, de adulți. Practic psihologie și la cabinetul individual din 2018, da. Și de ceva timp și psihoterapie individuală. Am înțeles. Deci ai lucrat, vreau să punctez că lucrezi și cu copii cu dizabilități. Da, da, cam tot ce conține psihologia în clinică. Și desigur lucrăm pe terapia ABA, cam tot ce înseamnă copil cu dizabilități, adult și nu numai, adică psihoterapia. Da, conține mai multe ramuri. Da, 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 am înțeles. Bun, ce te-a determinat să alegi totuși această profesie destul de încurcată? Da, interesantă întrebare. Acum m-ai făcut cumva să fac un refresh. Să-ți aduci aminte. Să-mi aduc aminte, da. Păi, cred că încă de mică am fost curioasă de comportamentele oamenilor, să înțeleg de ce reacționează așa, de ce fac, de ce se manifestă într-un fel sau altul și în felul acesta am și ales, sunt convinsă că așa am ales. Deci de mică ai avut insuflat, întotdeauna am avut curiozitate vis-a-vis de oameni, să-i cunosc, să știu multe despre ei, să știu cum funcționează, care sunt procesele psihice, cum putem face altfel, întotdeauna. Da, la prima vedere poți să-ți dai seama de un om când începi să vorbești cu el ce fel de persoană este. Chiar sunt curioasă dacă voi, psihologii, puteți să citiți mințile oamenilor. Da, păi nu, psihologia este o știință. Noi nu ghicim în cafea, nu dăm în cărți și nu credem în altceva decât în știința pe care o învățăm și o și profesăm în viața de zi cu zi. Nu, de psihologia nu este despre ghicit. Dar cred că îți dai seama așa ce fel de persoană este, nu știu, mai temperamentală, mai vulnerabilă, dacă... Cred că trebuie să separăm cumva lucrurile. Adică să faci o caracterizare a cuiva bazată pe 10 minute de conversație, e un pic cam mult. Cam, psihologia, da, înseamnă un pic de cercetare, de analiză și apoi de de raport, de concluzie. Cam despre asta este. Da. Nu e complicat pentru că tu faci ceea ce îți place. Da. Și cred că orice meserie privită din exterior de altcineva, mie una mi se pare greu. Poate și ție ți s-ar părea greu dacă te-ar face să cânti sau să dansezi. Da, vis-a-vis de cântat, să știi că întotdeauna am crezut că am voce și am fost foarte supărată pe toți profesorii de muzică. Da, da. Că nu am luat niciodată la acord, dar mie mi se părea că sunt foarte talentată. Când am cântat copiilor mici și și-au dat seama că eu le cânt, m-am sfătuit să renunț și n-am fost dezamăgită. Am respectat dorința lor și cred că e utilă și pentru mine. Deci nu poți să faci ceva fără să te pasionezi. Adică nu poți să faci ceva să faci ceva cum trebuie, fără să-ți placă. Corect, da. Fără să vrei să cunoști, fără să vrei să citești, fără să vrei să te informezi, să te specializezi, nu poți să faci nimic. Adică n-ai avea rezultate.
Da. Da. Și pasiunea cu muncă, tot timpul combinate, sunt cheia succesului. Asta știi și tu. Da. Bun, păi mi-ai spus că ți-ar plăcut să cânți. Dacă nu erai psiholog, ce meserie ți-ar fi plăcut să ai? Nu m-aș fi văzut făcând altceva, niciodată. Mama a vrut, de exemplu, să mă fac inginer în telecomunicații. Am făcut și liceul cu acest profil. Eu n-am avut niciodată talent la matematică. Niciodată. Deci n-am fost niciodată în zona aceasta. Da. În schimb, profesat pe ce mi-a plăcut încă de la primele contacte cu materie, adică psihologia pe care am făcut-o în liceu și tot ce a ținut de latura aceasta mi-a plăcut din prima și acolo mi-am dorit să mă duc. Uh-huh. Am ales ce mi s-a părut că mi se potrivea cel mai bine și cred că a fost mai ok așa decât să forțez nota. Eu te știu și în viața de zi cu zi și cred că da, ți se potrivește ca o mănușă această profesie, da, care e destul de complicată. Și mă bucur că am un prieten psiholog. Și dacă am vreodată vreo problemă, la tine apelez. Dacă am ceva. Mi-ai spus că ești mamă. Eu știu lucrul ăsta, că ești mama. Ai un băiețel și o fetiță, mm-hmm, să-ți trăiască. Mulțumesc. În rolul de mamă folosești cunoștințele profesionale? Mă, o întrebare bună. Să știi că e inevitabil. Fie că vrem, fie că nu. Folosim toate cunoștințele pe care le avem în toate situațiile din viața de zi cu zi, pentru a le rezolva. Da, cred că și medicul își vaccinează copilul și da, își tratează copilul, da. Și noi psihologii, pentru că studiem și cunoaștem comportamentele copiilor și înțelegem poate diferit o furie sau o emoție pozitivă sau una negativă sau cum să intervenim într-o situație de criză a copilului, ne folosim de asta. Cred că ți este mult mai ușor ție să abordezi decât un părinte care are altă meserie, zic eu, poate greșesc? Nu știu, cred că e un avantaj pentru noi. La fel cum ți-am spus, probabil și pentru ceilalți colegi ai mei care, nu știu, sunt ingineri și le e mult mai ușor să predea matematică copiilor sau la fel, sau să-i ajute la temele la matematică. Tu îi ajuți? Dacă îmi cer ajutorul, da. Uh-huh. Atât cât mă pricep, însă școala este sarcina copilului și am insistat foarte mult pe aspectul acesta. Școala este sarcina profesorului și cred că cel mai bine este să nu facem confuzie de rol, că e foarte ok așa. Între profesor și părinte, e foarte, da. E foarte dificil, pentru că eu cred că profesorul nu poate fi părintele copilului și profesorul copilului la clasă. Adică, probabil că la clasă trebuie să ai o altă atitudine, da? Una profesională. Da. Și atunci să-i predai copilului acasă mi se pare un pic forțat. Nu, asta e sarcina copilului, lucrurile sunt foarte bine delimitate. Dacă are nevoie de sprijin, încerc să-l ghidez ca el să-și găsească răspunsuri la întrebările pe care le are, altfel să găsească răspunsuri la profesori și de obicei le găsesc pentru că există colaborare și în acest sens, să știi că profesorii își dau foarte mult interes. Își dau interese, da. Da, și am văzut lucrul acesta în perioada de pandemie, da. De pandemie, când au fost izolați, au făcut învățământ de acasă, uh-huh, și chiar s-au străduit să facă treabă bună cu copiii și să mențină, să se țină de orar, da, da, și da, de toate tematica școlară. Da, e foarte greu, da. Nu e deloc ușor să ții un grup de 30 de copii sau de 25 de copii conectați la materie. Și mai ales de acasă. Bravo. Când te trage patul,
ți-e foame, bucătăria e aproape, miroase a mâncare, a făcut mama ceva de mâncare, da, e greu, e greu. E dificil și pentru copii să fie conectați și invers, foarte dificil. Deci aici e nevoie de foarte multă toleranță și foarte multă colaborare cu profesorul. Da. Și da, da, și cu clasa, și cu părinții, și deci aici se ved, rezultatele din această pandemie se văd din colaborarea aceasta familie profesor-copil, pentru că altfel nu se poate. Da, a fost destul de dificil. Și eu am trecut prin asta ca și profesor și la unele materii intră, la altele nu, pentru că fiind acasă, de asta zic, te tentează să stai în pat, te tentează să nu te trezești la prima sau a doua oră. Deci e puțin, așa dacă mergi la școală, ești la școală, nu mai poți să mai mergi acasă decât după ore. Da, 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 e altceva. E altceva în grupul de la școală, e diferit. Comunicare și multe altele. Exact. Copiii sunt conectați la ce au de făcut acolo, sunt conectați cu colegii, sunt colaborează la teme, la eu știu, la răspunsuri cu profesorul, sunt mult mai curajoși și reușesc mai ușor să înțeleagă profesorul, poate să-i predea față în față copilului și poate învăța individual dacă este nevoie. Deci e diferit, e diferit. Și într-adevăr, profesorii au făcut o treabă extraordinară pe perioada pandemiei. Spun asta din experiență, că am avut posibilitatea să asist în perioada aceasta la ce au făcut copiii acasă și cred că ar trebui apreciez mai mult. Educația este, pe viitor, da. Educația, după părerea mea, este primul domeniu cel mai important pe care ar trebui să-l susținem și trebuie făcută și susținută, dar și dezvoltată o educație și comportamentală, nu doar o educație școlară, așa cum avem acum. Să sperăm că pe viitor se mai schimbă câtuși de puțin lucrurile. Da, cu un pic mai multă flexibilitate și consecvență, sigur. Da. Eu mă mai întâlneam cu tine vara și te vedeam cu fetița ta și cu băiețelul cu bicicleta. Spune-mi, ce hobby-uri ai în timpul tău liber? Da, păi prima e asta. Da. Îmi place să fac mișcare și ei fac mișcare, copiii. Fac și câte un fel de sport fiecare. Drumețiile pe care le fac și cu ei și unde sunt, nu știu, unde sunt trasei foarte grele, mai grele sau da. Așa, nu iau pentru că nu cred că rezistă. Dar am cunoscut foarte multe zone frumoase de munte împreună cu ei și s-au bucurat foarte tare. Lor le place, nu? Da, da, am văzut și am văzut și o viperă cu corn, de adevăratelea, așa cum spune fetița mea. Și s-au bucurat, să știi, și se bucură foarte tare să descoperă natura. Cred că puțin copiii de acum, datorită faptului că au acces nelimitat la gadget-uri și online, se îndepărtează de realitate cumva. Da, deși există da, în jurul da, nostru da. Și nu mai conștientizează cât de importante sunt aceste lucruri. Nu știu, ei povestea cineva de curând că a mers cu nepoțica în magazin, nepoțica de vreo 2 ani și a văzut văcuța aceea mov cu pete, dând din cap. Și s-a dus la grădiniță și a întrebat la cămin, a întrebat și cum arată văcuța și a zis, e mov și are pete și face ciocolată. A fost foarte simpatică, deci avem nevoie să ne conectăm pentru că din ce în jurul nostru noi învățăm permanent. Păi, experiențele acestea pe care copiii cresc, de exemplu, în mediul rural, le au, copiii noștri nu le au. Nu, și nu. De acolo învață să se adapteze, de acolo învață mecanisme de adaptare la situații, de rezolvarea problemelor.
multe lucruri, că experimentează. Cei care au la îndemână gadget-ul și nu experimentează. Nu, nu. Păi da, stau doar cu nasul în, în gadget. Da, atât. Deconectare, frustrare, pentru că pierd la jocuri și nu știu cum se întâmpine un eșec între ghilimele în jocurile la care sunt conectați. Da, nu, nu își antrenează colaborarea, rămân tot pe competiție. Sunt foarte multe lucruri pe care le pierd și au nevoie de noi, de părinții noștri. Nu este o soluție închide joc. Hai să facem nu știu ce împreună și copilul abandonează jocul. Pentru că dacă îi luăm ceva, îi punem altceva în loc. Că altfel, el sărăcuțul are lumea lui cu gadgetul sau jocul sau video și așa mai departe, da? Îl iei pe ăla și rămâne cu... Ce să fac eu acum? Corect. Și își întreabă, dar eu ce să fac? Da. Se plictisește. Da. Trebuie să-i dai activitate. Exact. Îi iei ceva, îi dai altceva. Da. Da, da, e foarte interesant. Că ți-am zis, când o să am copii, o să vin la tine și o să te întreb. De ce proiecte te-ai ocupat tu până în prezent? Că presupun că ai avut destule proiecte. Da. Așa, măcar unul să ne pun și nouă. Da, am avut proiecte foarte frumoase, unde am experimentat profesional și am explorat foarte mult împreună cu adolescenții pe care i-am avut la grupuri de dezvoltare personală. Am avut pe cabinet, în colaborare cu colega mea, Loredana Sorcel, grup de dezvoltare personală cu copii, cu adolescenți. Cred că a fost o experiență, pentru mine a fost o experiență de suflet și pentru ea, și poate când se va limita sau când va dispărea această pandemie, vom putea să reluăm activitățile de grup, pentru că sunt extraordinar de benefice pentru beneficiarii grupului, adică apar rezultate extraordinare. Și se pot și împrieteni, îți poți găsi prieteni mai acolo ușor, reușesc să, da, să se împrietenească, să colaboreze. O să rămâi surprinsă câte lucruri descoperă ca un comun. Își dezvoltă foarte multe abilități, reușesc să își descopere, fiind grupuri de autocunoaștere și dezvoltare personală, reușesc să își descopere prin lucru cu noi valorile, comportamentele care le fac plăcere, ceea ce e foarte important. Grupurile sunt mari sau? Grupurile au fost mixte, băieți, fete, de vârste apropiate. Au fost grupuri de 10-12 persoane, dar cu rezultate foarte, foarte faine. Adică și nouă ne-a plăcut să lucrăm cu ele. Da, au avut și două doamne super cool, care au știut ce să facă cu ei. Noi sperăm că am putut să îi ajutăm cumva să fie mai bine, mai funcționali, mai curajoși, mai adaptabili, să întâmpine eșecul cu mai mult curaj, să înțeleagă bullying-ul, e o mare problemă. Că tot am ajuns vorba despre bullying, spune-mi ce părere ai despre bullying-ul adult, copil și copii între ei la școală, pentru că se practică destul de mult. Adică și eu când eram în școală, aveam câțiva care... Am pățit-o și noi, adică să fim onești, suntem totuși o generație care a pățit-o. Da. Noi am pățit-o, dar pentru că aveam foarte multă libertate în fața blocului, când mai stătea mama și tatea, ni le cam rezolvam noi. Asta ne-a ajutat, cumva. Ne ajută în viața de adult. Bullying-ul în școli, între copii, cred că este una dintre cele mai mari probleme. Și o să spun și de ce. Aud și între prietenii băiatului meu în discuții, fel de fel. Bullying-ul este de foarte multe feluri. Oamenii confundă o glumă la adresa cuiva, o glumă proastă, cu o glumă. Da, da, da. O glumă proastă la adresa cuiva, da, este un abuz emoțional. Da. Nu fac diferența.
se distrează foarte tare pe treaba asta, fără să conștientizeze cât de mult rău provoacă interlocutorului sau cel care este supus la astfel de tratamente. Bullying-ul, să știi că este și între adulți și copii. Eu am pățit-o cu băiețelul meu când eram mic. Da, tot povestesc chestia asta. Cred că o povestesc așa, în rol de mamă, nu de psiholog. Da, am pățit-o cu el. Nu e o chestie plăcută. Absolut deloc. A pățit-o la grădiniță. Așa mic? Da, și la cămin. Da, ce să zic, nu e plăcut, e greu de gestionat. Cred că bullying-ul cu ceva? Pe el nu. L-a făcut, da, nu cred că l-a afectat, doar că mai târziu nu cred că i-au rămas sechele, pentru că nu arată asta, dar l-a făcut un foarte bun observator de profesor. Am înțeles. Și foarte sensibil la zona aceasta de colaborare. Adică el poate înțelege comportamentul celuilalt, pentru că i-am tot explicat asta de-a lungul timpului, de ce se țipă cineva, de ce. În schimb, este foarte pragmatic în sensul acesta. Asta nu-mi place. Da. Nu. Foarte bine, are un cuvânt de spus. Da, clar. Toți copiii sunt forțe creatoare și ei decid. Și noi am decis la rândul nostru, copiii știu ce vor. Și mai ales că sunt alte vremuri. Înainte era, poate mai era mai cu perdea sau poate era frică copilului să spună ce gândește. Știi ce se întâmpla înainte și asta cred că ne face pe noi să fim foarte descurajați și să ne fie un pic frică de societatea aceasta care e într-o permanență fluctuație și schimbare. Ne-a descurajat un pic și atitudinea profesorilor și atitudinea părinților, că las că știu ăla de ce stă după cap. Da. Într-adevăr, era mai multă disciplină, dar pentru societatea în care trăim, noi se pare că nu a fost cea mai bună variantă. Pentru că nu a fost. Poate pentru unii, da, pentru unii. Nu. Da, numai că din câte văd eu la momentul acesta, să știi că cea mai importantă abilitate pe care omul trebuie să-și o dezvolte și copiii este adaptabilitate. Poți să te pregătești pentru orice în viața asta, să profesezi și e posibil să te faci pantofar. Orice altceva, da. Exact, orice altceva. Dar să știi să te poți adapta. Exact. Pentru că lipsa de adaptabilitate ne creează foarte multe disfuncții la nivel social, unele de natură emoțională, chiar afecțiuni, anxietăți, fobii, depresii. Nu avem de unde să știm ce declanșează. Intri într-o panică și spui, oare eu mă pot descurca în acest context? Pot să spun, pot să vorbesc, pot să fac lucrul ăsta. Pot. Normal că poți. Normal că poți. Da. Dacă ești încurajat de mic. Da, uite, totul pornește din copilărie. Încurajat corect pe ceea ce poți să faci, pe ceea ce faci în mod real, nu să livrăm fantasme. Ești cel mai bun. Da. Nu. Ești o prințesă. Nu. Ești un copil normal. Da. Uite, ca toți ceilalți copii din jurul tău, cu abilitățile tale, cu lucrurile minunate pe care tu le poți face. Da? Exact, da. Era la un moment dat un banc pe un site de socializare, foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Era de genul, am ajuns la 20 de ani și nu înțeleg de ce eu nu am luat Miss World, pentru că mama întotdeauna mi-a spus că eu sunt cea mai frumoasă. Așa. Din lume. Da. Iată de ce. Da. Păi știi cum e vorba românească? Da, creștem care își laudă puiul. Cam fiecare își laudă, dar unii exagerează. Nu e vorba de exagerare. Simțim nevoia să ne alimentăm, să ne
iubim, să ne drăgălim, să ne arătăm dragostea și foarte bine să o facem și să spunem lucrurilor pe nume atunci când simțim. Pentru că așa este natural și normal și asta îi apropie pe oameni și trebuie să ne asumăm toate emoțiile pe care le simțim. Trebuie să arătăm asta prin îmbrățișări și asta îi face bine oricui. Da, o îmbrățișare tot timpul este binevenită. Exact. Ce crezi despre nevoia de cunoaștere, de cunoașterea dezvoltării biologice a persoanei ca parte din programa școlar? Este benefică pentru un copil? Asta venea la un moment dat cu un subiect destul de sensibil care a fost interzis despre educația sexuală în școli. Tot înțeleg că se face o mare nebunie în zona de educație, de educație școlară pe această temă. Din punctul meu de vedere, cred că e extraordinar de important. De pildă, săptămâna trecută auzeam o prietenă care îmi povestea că s-a dat la știri o fetiță de 10 ani, însărcinată în luna 5-a și nu știa nimeni nimic. E adevărat, dintr-o zonă defavorizată și cu tot contextul social în care trăia. Însă dacă în familie copilul nu are această posibilitate, educația vine de la stat, e gratuită. Exact, da. Hai să o folosim corect. Da? Copilul trebuie să știe încă de la 4-5 ani sau de când el devine curios, să știe care e diferența între bărbat și femeie. Fetele trebuie să-și cunoască corpul, să știe absolut tot despre ce se întâmplă într-o situație, ce se întâmplă în cealaltă situație, cum e bine să facă din punct de vedere medical, să n-aibă frică de doctor, să fie educați în sensul acesta. Pentru că sunt cazuri de fac atac de panică la 20 ceva de ani, da? Că se întâlnesc într-o situație conjuncturală, într-o relație cu cineva și nu ajung la medicul specialist, la un ginecolog. Oare de ce? Aici este cred că problemă. Totuși părinții... Cred că învățăm lucrurile, evităm această zonă de frică că le livrăm o informație pe care ar folosi-o, dar noi nu realizăm că aceste gadgeturi le livrează informații încă dinainte ca ei să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Exact. Și nu le livrează o informație corectă, da? Le livrează o informație greșită, poate ruptă din diferite contexte, da? Copiii vorbesc, să nu credeți. Adică copilul meu, nu, știu, exclus. Sunt profesor și știu. Adică cel mai bine este să vă gândiți la voi, fiecare în parte. Eu la 12 ani, ce curiozități aveam vis-a-vis de corpul meu, de corpul celui din fața mea, ce știam eu despre asta, da? Da. Sau la 14 ani sau... Deci, gândindu-ne la noi, ne dăm seama că copiii noștri nu sunt diferiți. Ba, din contră. Noi aveam chestiunea aceasta pe care o învățam în familie, nu ai voie să faci aia și nu făceai. Fie că ți era frică, nu știai despre ce-i vorba, n-aveai voie, dar nu făceai, mă. Nu făceai, era bătută în cuie, da. Nu știai de ce, dar nu, știai că nu e voie. Nu e voie, e ceva greșit. Da, și nu făceam, da. Dar acum nu mai au problema asta, pentru că ei discută foarte mult, sunt foarte curioși, sunt foarte... sunt foarte curios să încerce. Da? Uh-huh. Și nu știu ce fac. Asta e mare problemă. Da, și dacă ar avea o educație și dacă nu din partea o educație corectă. Da. Părintele poate nu reușește tot timpul, pentru că, uite, luăm acest exemplu care vine dintr-o zonă socială defavorizată, da? Părinții sunt părinți, da? Da. Mai evită, nici nu se gândesc că poate. Dar copilul ăla se duce la școală și învățământul este gratuit. Exact, deci trebuie să reținem acest aspect. Da? Învățământul este gratuit. Noi trebuie să ne folosim de aceste pârghii, pentru că copiii ăștia vor deveni adulții din societatea de mâine, care trebuie să susțină la rândul lor copii. Uite, exact. La 10 ani faci un copil, la 10 ani se mai joacă încă cu păpușile. Se pare că nu. Copil crește un copil. Noi nu ne trezim. Adică sunt țările europene unde fac această educație de la 11-12 ani, o fac încă din grădiniță și noi nici măcar nu am înțeles cât de importante sunt lucrurile acestea.
Da, din păcate, suntem în situația în care suntem, da. Da, România este printre primele țări din Europa la mame minore. Adică cam acolo suntem. Da, și totuși nu vrem educația. Da, e nevoie de o educație comportamentală corectă. Adică noi trebuie să dezvoltăm sentimentul comunitar. Interesul pentru cel din fața noastră, cel din fața noastră nu este inamicul nostru, nu este o persoană rea, nu este cel cu care noi trebuie să fim în competiție. Cel din fața noastră este persoana cu care noi putem colabora și de la care noi ne putem dezvolta și să livrăm la rândul nostru ceva valoros. Ar trebui, de pildă, ar trebui să se construiască, după părerea mea, și în școli, pe materii, grupuri de copii, proiecte între copii. Exact, da, da, da. Nu la fel. Nu se lucreze doi la matematică buni. Da, da. Unul la matematică bun cu unul bun la română. Ce nu știe ăla, știe celălalt. Și în felul acesta reușim să înțelegem și să înțeleagă și ei că sunt buni. Exact. Că nu sunt inegali, că nu sunt proști, că nu sunt fraieri, că celălalt luă mai mult, celălalt mai puțin. Pentru că este bun că fiecare, în materie, da, da. Exact, că fiecare are locul lui și că fiecare în parte poate face lucruri lui. Da. Și lucrurile pot funcționa, ei pot fi mult mai fericiți, să știi, nici nu știi prin ce, emoții și prin ce suferințe trec copiii cu performanță școlară. Da, din păcate s-a pus eticheta asta. Da. Eticheta asta de vai, trebuie să fii bun la toate materiile. Nu. Trebuie să fii bun la o materie, dacă poți, sau la două. Adică eu aș vrea să-mi duc copilul pe copiii mei pe viitor. Fii bun pe ceva anume. Nu să înveți să tocești și să fii de 10 doar cât ești la școală și apoi să uiți lucrurile alea. Fii bun pe materie. Ești la olimpiadă în felul pe tău. Materie, da. Uh-huh. Ești, fiecare om pe pământ vine cu un talent, presupun. Eu așa consider. Cu un talent al lui. Nu poți să ai 10. Le putem dezvolta. Da. Nu poți să ai. Da. Așa, pe scurt, să-mi spui în ce fel a afectat pandemia populația adultă și copiii din punct de vedere psihologic. Păi, copiii, cred că ți-ai dat și tu seama cum au fost afectați. Copiii au fost afectați. Contextul pandemic a scos din noi toți toate sensibilitățile. A scos anxietăți, depresii, panică, fobii, da? Da, da, da. Foarte multe probleme au apărut odată cu această pandemie, pentru că oamenii au trebuit să stea izolați, s-au deconectat, n-au mai avut cine să comunice, n-au mai avut interacțiune directă cu nimeni decât mediul online, televizor, care de foarte multe ori livrează informații nepotrivite, care nu ajută cu absolut nimic populația, ba din contră îi tensionează, da, și mai mult și mai mult. Provoacă panică, da. Da. Și pe copii la fel. Copiii trec prin perioade foarte dificile, exact ce ți-am spus mai devreme. Au ajuns în situația în care nu avem școală, ne duceam la școală, dar ce facem acum? Da. S-au deconectat. Probabil s-au și ei depresii, trec și ei anxietăți. Au devenit mai sensibili, mai triști unii dintre ei. Culmea, au renunțat și la joaca în parc. Adică nici n-au venit cu... Iată că noi cumva adulții le transmitem anumite mesaje poate eronate copiilor. Și copilul învață prin imitare de la părinte. Da, da. Dacă eu nu mănânc mazăre, da, nu-i dau nici copilului. Uh-huh. Nu-mi place mie și nu gătesc. Da. Cam așa facem și cu asta. Da, da. Nu fac eu sport, nu te duc nici pe tine. Da? Nu despre asta e vorba aici. Ba din contră. Aici trebuie să reflectăm puțin asupra noastră. Căci dacă eu îi spun copilului acasă și în glumă, sunt atâtea glumițe pe care părinții le fac copiii și nu realizează, vine așa o chestie involuntară, știi? Da, 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 da. Mai aud desiuri și prin parc, hai mă fraiere, dă-și tu cu piciorul în minge, da? Păi copilul se duce în altă parte, poate în fața unui alt coleg, unde îi spune, hai bă fraiere, dă-și tu cu piciorul în minge și mai bagă ceva.
Exact. Nu ești capabil, da. Și de aici apare conflictul, da? Cam așa apare și bullying-ul la școală. Nu e diferit. Uh-huh. Mai învață și acolo. Da. Inevitabil există cineva care spune, ia uitați, Maria a făcut perfect la matematică, da? E un exemplu pentru clasă. Da, 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 da. Nu e varianta. Da. Iertați-mă, dragilor, dar asta este. Da. Și o să vă spun că la un moment dat a venit fetița mea acasă, care e în clasa 1, și a zis, mie nu, ție îți place cum scrisei. Da, foarte frumos scrisei, uh-huh, și asta. Cred că a făcut și o treabă bună. Uh-huh. Da, așa e că n-am nicio greșeală. Nu, n-ai nicio greșeală. Dar ești singura care îmi spus asta. Da. Adică copiii, să știți că recunosc niște comportamente, uh-huh, care nu sunt... adecvate, da. Nu care nu sunt, în care ei se simt nedreptățiți. Nedreptățiți, pentru, da, că ei își, da, doresc, da, toți să fie lăudați, își, uh-huh, doresc toți să fie apreciați, chiar și pentru... o singură cifră de 5, exact, de pe o foaie întreagă făcută corect. Uh-huh. Aia e a lui. Da. Dacă o lăudăm pe aia, copilul are și model și încurajare. Da. Ce bine ți-a ieșit asta. Da? Exact. Minimizăm defectul, da? Și încurajăm și maximizăm reușita. Da? Da, da. El are un exemplu. Mama, mama, a văzut 5, ăla e perfect. Sau doamna, sau oricine. Problema aia și e perfectă. Da? El prinde curaj. Știu. Și mai încearcă. Da. Mai încearcă. Mi-am adus aminte de o chestie legată de chestia asta, să zicem oarecum. Eram eu mai mică, mă duceam în festivaluri și venea mama cu mine. Uh-huh. Și o vedeam, îmi fixam privirea către ea și mă uitam la ea. Dacă, uh-huh, o vedeam că e supărată, gata. Dădeam seama, am greșit, mă încurcam, ceva, uh-huh, se întâmpla. Și am spus, când am crescut mai mare, am spus, te rog frumos, mă vezi și dacă îmi greșesc pasul, stânga, dreapta sau nu știu ceva, tu să râzi în continuare ca să pot, ca să pot eu să am încredere. Că dacă eu te văd așa supărată, gata, la mine s-a încheiat tot universul. Vreau să te văd zâmbind ca să pot să reușesc și eu să progresez. De asta, legat de chestia asta. Dar cum ți-a explicat mama comportamentul ei? Nu mi l-a explicat, pur și simplu, păi ștădea, nu știu, dacă greșeam ceva, gata. Vezi că n-ai făcut bine acolo. Da, bine. Așa e. Probabil că vine din vremea aia mai comunistă, no, sau nu-mi dau seama. Probabil așa erau toți părinții, vezi că ai greșit acolo. Da, critica cumva o moștenim. Da. Involuntar o dăm mai departe, că apare în verbalizarea noastră de zi cu zi și e undeva pusă în capul nostru și de multe ori să știi că dacă suntem atenți la comportamentul nostru, copiii noștri, ne dăm seama că sunt chiar și... vorbe pe care le spunem copilului, aceleași pe care ne le spunea nouă, da, mama. Da, da. Părintele vine cu bune intenții. Uh-huh. Acum nu credeți că părinții... Nu. Părintele își iubește copilul, bine, vine să și le duce, să-i facă observații în felul lui, așa cum el știe. Acum copiii nu vin cu instrucțiuni. Corect. Așa, părintele vine cu intenția de a-l educa, de a arăta lucrurile bune și pe alea rele în felul lui. Corect, da. Fiecare, da, își educă copilul cum consideră. În felul lui. Da. Și sunt convinsă că toți vor să fie copii și mai buni și mai buni și să facă și mai bine și să fie foarte pregătiți pentru viitor și pentru viața de adult. Și foarte puțini sunt care uită că se raportează la un copil și nu la un adult. Da. Noi ne raportăm cu mintea de adult, da, la un copil. Da. Care înțelege cât pentru un copil, nu cât pentru, da, un adult. Exact, exact. Da? Și de multe ori ne trezim vorbindu-i copilului, nu vorbind cu copil. Că pe nu-l întreabă nimeni. De multe ori aud și la părinții tineri, eu sunt mumă sa. Când o lucra el și o avea servici și o atunci pune pe masă, să comenteze, da, atunci, da, să comenteze. Da, da, mă, da, nu e așa. Da. Că atunci nu mai vine pe la tine, nici nu-și mai dorește. Când crește mare și are libertate. Și spui problema, de ce? Da. Pe el, sărăcuțul, îl întrebi și pe el, tu piure mănânci? Da, da, da. Că poate nu mănâncă. Da. Poate vrea altceva. Da, da? Sau ești dispus să facem o drumeție, ai altceva programat, uh-huh, e important să-l consultăm pe copil, e important să-l facem pe copil să simtă că face parte din, da, familie și că și el poate să decidă. Și părerea lui sau dacă copilul lui are o părere, pune o regulă în casă, fixează o regulă, uh-huh, în casă, da? El o respectă. Pentru că el a pus-o. Da.
vine de la el, el a ales-o, nu i-a impus-o cineva. Da. Ele trebuie negociate și aceste reguli în familie. Toate familiile au reguli. Noi intrăm încălțați, ne spălăm vasele după ce mâncăm. Da. Ține-am spus pe cele mai... Asta, venim de la școală, cele mai uzuale. Da, nu să-i le spune lui, ci să le fac împreună cu el. Da. Și tu ce propui? Sau cum e bine pentru tine, da? Eu nu știu, copilul poate vine la 1 de la școală, el după ce a făcut școală de la 8 la 1, poate are nevoie să stea o jumătate de oră să-și revină, că exact, e drumul greu și apoi să apuce de teme, dar eu care lucrez până la 4 zic că ce, că mai poate. Da. Vii acasă, îți... Cum pot eu, pot și tu. Exact, da. Exact, cum pot, dar nu e așa. Da, el este... El poate în felul lui, da, și fiecare dintre noi putem în felul nostru și trebuie să fim un pic mai atenți la relația aceasta cu celălalt. Pentru că fiecare dintre noi e specialist în viața lui. Corect. E specialist în profesia lui. Da? Și chiar dacă avem impresia că noi suntem mai buni decât ceilalți, când ne punem pe scaunul lor, și asta este cea mai bună variantă de a proba, cea mai bună metodă de a proba, când ne punem pe scaunul celuilalt, putem să ne dăm seama cam... Atunci vedem cu adevărat. Atunci vedem cu adevărat cum funcționează lucrurile. Da, și cum funcționează fiecare. Exact. Că suntem diferiți și asta cred că ne face speciali, așa consider. Suntem diferiți. Da. Bine, și asemănări, da. Ce proiecte ai pentru viitor? Am în derulare un proiect foarte frumos cu centrul la care lucrez. E un centru de persoane vârstnice. Cu Biblioteca Județeană și cu Liceul Traian și cu Școala Specială Constantin Pufan. Proiectul este o carte pentru o viață. Super, da. Da. Ne-am gândit așa la un mix de nevoi și așa a ieșit și acest proiect, pe care l-am suspendat un pic datorită faptului că, de exemplu, la liceu trebuia să mergem ca să dezvoltăm proiectul și să îi dăm drumul așa cum ne-am propus să fie, da? Și anume față în față cu elevii. Pentru că a fost această pandemie care... Da, ne-a împiedicat pe fiecare. Da, ne-a restricționat puțin. Da, în... puțin. Dar ne adaptăm. Putem să găsim și soluții, însă am zis să așteptăm puțin până când vedem cum se stabilizează lucrurile și ce putem face cu ce avem, că despre asta este vorba, să ne adaptăm un pic la situațiile actuale. Îmi place proiectul tău, sună foarte bine. Da, mulțumesc, da. Da, proiecte mai sunt, mai avem proiecte de dezvoltare a grupurilor pe școlari, preșcolari și adolescenți. Eu aș face și pe adulți, îmi place foarte mult treaba asta. Da. Da, da, foarte serios vorbesc. Dar să știi că cred că este nevoie și de grupuri de socializare. Foarte multă nevoie de susținere, de conectare unii la ceilalți. Pe diferite teme putem aborda absolut orice ramură, pentru că grupurile sunt mixte și fiecare participant al grupului poate veni cu lucruri bune cu o idee, și exact. Cu o idee benefică pentru noi ceilalți. Okay. Deci am avut o discuție fantastică cu tine și parcă aș mai sta puțin de vorbă, dar o să discutăm după ce se închid camerele, mai bine. Da. Lângă mine a fost Monica Boștinaru și să precizez că pe Monica o găsiți pe Facebook, Cabinet Individual Monica Boștinaru, și la Clinica Harris, dacă vreți să luați legătura cu ea. Da, ce să zic, mulțumesc mult pentru invitație. Mi-a plăcut și mie, mai vreau. Cum să nu? Surprinzător, este prima experiență de acest gen și chiar mi-a plăcut. Și cred că putem folosi media, care este, cred că, cea mai importantă variantă de informare a populației la momentul acesta, pentru a aborda diferite subiecte chiar propuse de către cei care văd podcasturile tale. Da. Ar fi foarte interesant. Ar fi interesant. Pentru că ar veni în sprijinul tuturor și dacă putem face lucrul acesta, de ce? Adică da. Să aibă și o utilitate. Da, să învățăm.
Eu învăț împreună cu... Și noi, invers. Cu oamenii, da. Și noi. Da. Prin experiențele pe care le trăim și prin interacțiunea cu oamenii, inevitabil. Omul cel mai greu de înțeles. Nu neapărat. Îți mulțumesc pentru prezența ta. Îți urez succes pentru proiectele tale. Și eu ție în noul proiect și mă bucur că ai avut curaj să-l iei așa în... Da. În... te frâu și să-i dai bătaie. E un mulțumesc. Început. Și sper să mai aduci subiecte faine și sunt convinsă că o să faci alegeri bune pe viitor. Să fie pentru fiecare privitor, am în plan lucrurile acesta. Deci alături de mine a fost Monica Boștinaru, psiholog. Îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă dau întâlnire vinerea viitoare de la ora 20 pe 11+. Pe mine mă găsiți pe Instagram Oana Casapu. Ne vedem data viitoare, o seară liniștită!